Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei campanii desfășurate pe site-ul Editurii Herald, de asemenea și pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald Iubirea în poezia persană, o campanie desfășurată în perioada 17-24 februarie Am ales această campanie pentru că, iată, luna februarie este luna iubirii și atunci ne-am gândit la câteva titluri din colecția Înțelepciunea inimii Astăzi vorbim despre Khalil Gibran, cartea Aripi Frânte O carte, așa cum spuneam, care face parte din colecția Înțelepciunea inimii Și pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Iubirea în poezia persană Astăzi alături de noi este Rodica Pușcașu Redactor la site-ul Literatura pe Tocuri, de asemenea scriitoare de carte pentru copii, două nuvele, dacă nu mă înșel, alte două cărți și o carte de poezii publicată împreună cu o colegă de la site-ul Literatura pe Tocuri. Câteva cuvinte despre Khalil Gibran. Opera lui este formatoare de conștiință, ne îndeamnă să redescoperim partea spirituală a vieții, ne amintește că omul este dator să lupte neîncetat pentru libertatea și demnitatea sa și că sufletul se îmbolnăvește în lipsa frumuseții și a iubirii. Născut la 6 decembrie 1883 în nordul Libanului, Khalil Gibran studiază în copilărie Biblia, limbile siriacă și arabă cu un călugăr iar în 1895 emigrează în statele unite unde îl cunoaște pe nonconformistul artist Oland Day, care îl introduce în cercurile elitiste ale vremii, în cercurile artistice și predă literatura universală, predă desen, pictură, iar universul lui Caril Gibran fiind cumva marcat astfel de iubirea pentru scris și pentru artă. Rodica, pentru că ai făcut o recenzie despre Caril Gibran pe site-ul literatura Ce te-a impresionat la această carte? Care a fost punctul culminat? Cum ai văzut scriitura lui Khalil Gibran și din, până la urmă și din perspectiva ta ca autor, ca scriitor și de ce ai recomanda această carte, care, iată, face parte din această minunată, frumoasă colecție, Înțelepciunea Inimii? De ce ai recomanda-o cititorilor, editorii Herald? Bună ziua și mulțumesc pentru această invitație. Sunt onorată, mai ales că trebuie să vorbesc despre un subiect atât de frumos, iubirea. De ce aș recomanda această carte? În primul rând. Nu doar conținutul, absolut tot, coperta, traducerea și bineînțeles mai ales ceea ce transmite Calil Gibran prin scrierea sa, este o adevărată revelație. Pentru mine cel puțin așa a fost. Și citind această carte, a trebuit să merg și la alte cărți din aceeași colecție pentru că am, am simțit nevoia unor, unor lămuriri. Și așa am descoperit, pot să spun, și o explicație la denumirea colecției, Înțelepciunea inimii. Am aflat citind aceste două cărți, am aflat despre sufism și... Care este cea de-a producarea... de doua carte, din curiozitate? Pentru că n-am văzut-o la cameră, cea de-a doua. Martin Links, foarte frumoasă carte, ce este sufismul, da? Da, și am descoperit um, noțiunea de înțelepciunea inimii din perspectiva sufiților, uh, care erau, uh, așa cum am aflat din, acesta, din această minunată colecție, erau niște căutători, uh, căutau mereu tainele împărăției cerurilor. Uh, atitudinea lor era. Aceea de pelerinaj, de un perpetu pelerinaj către interior, către inima lor interioară. Înțelepciunea se pare că reiese din procesul de îngăduire a inimii să comunice cu Sufletul, să comunice direct cu Sufletul. În spațiul acela sacru în care Sufletul comunică direct cu Dumnezeu, Acolo uh, se produce acel proces de re revelație. Și, bineînțeles, că inima care permite acest proces uh, devine o inimă înțeleaptă. Așadar, prin înțelepciunea inimii, uh, putem ajunge la această noțiune de iubire, dar văzută ca iubirea infinită, iubirea către Dumnezeu. Iubirea totală, acea care nu pune condiționări, care este absolută. Da, și. De altfel, se și vorbește foarte mult despre inima spirituală în sufism, în arabă, calb, sau despre, eu știu, coborârea minții în, în inimă. O carte care, chiar dacă. Khalil Gibran nu a fost un, un scriitor sau un maestru spiritual aparținând tradiției sufi, Prin aceste două cărți, cel puțin momentan publicate la editura Herald, Darul Iubirii și Arip Frânte, și-a pus cumva amprenta ceea ce înseamnă literatura din, din spațiul musulman, pe care el cumva a adus-o în... În Occident, pentru că iată uh, câteva uh, cuvinte și despre activitatea lui. În 1911, publică la New York o serie de piese poetice în proză, deci o soi de poezie în proză, printre care și cea despre care vorbim noi uh, astăzi, Aripi Frânte, uh, scrisă în 1912. De asemenea, o lacrimă și un zâmbet în 1914, un opuscul ce va prefigura cumva principalele sau uh, cele mai uh, pregnante teme uh, din opera lui Khalil Gibran, principalele lui teme de meditație. Până în 1931, când se stinge din viață, Gibran pictează, pentru că trebuie să amintim că uh, cumva uh, în, 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 în scriitura lui, Regăsim și zona aceasta sau sensibilitatea aceasta artistică, pentru că el a fost și, uh, și pictor. Uh, cum spuneam, pictează, scrie și publică permanent. La moartea sa, jurnalul New York Sun titra cu litere mari S-a stins un profet. Uh, profet. Da, această pasiune pentru pictură. Um se vede, se simte foarte mult în ceea ce scrie. Se simte pasiunea pentru, pentru pictură. Uh, practic, citind, uh, ți-e foarte ușor să-ți imaginezi. Ai o imagine uh, asupra ceea ce a vrut să-ți uh, transmită, uh, dar dincolo de faptul că poți să vizualizezi ceea ce el îți transmite, Pot simți un mesaj care poate să meargă direct la inimă. De aceea spun și cum ați citit și dumneavoastră la început, aceste texte din această colecție pot fi texte care să trezească conștiința, să trezească conștiința umană. Eu am simțit nevoia să citesc nu o dată, ci de două ori, la fel ca și alte cărți pe care le-am găsit la editura Herald. Și de ce? Pentru că de fiecare dată când citesc, găsesc noi sensuri. Și cred că această carte poate fi citită pe diverse nivele. În funcție de nivelul de înțelegere a vieții, poți regăsi anumite sensuri în această carte și cu ajutorul ei, bineînțeles, poți să evoluezi spiritual. Poți ți se poate declanșa un clic interior care să te poată duce spre procesul de ascensiune. De altfel și anumite cărți din portofoliul editurii Herald, făcând acum o mică paranteză, le putem citi la anumite perioade ale vieții noastre, în anumite perioade ale vieții noastre, și aici mă refer ca, ca vârstă, și probabil că o carte citită la o carte de spiritualitate citită la 25 sau la 30 de ani s-ar putea să nu aibă același impact sau același înțeles sau subînțeles mergând în zona subtilului cum ar avea o dacă o citim la 35-40. Nu mai zic la da. 60 sau la 70 de ani. În funcție de experiența noastră de viață, iată ceea ce regăsim în anumite cărți, exact cum ați spus, capătă noi și noi sensuri. Da, și cred că tocmai acest proces prin care noi înmagazinăm sensuri de-a lungul vieții este un proces de îmbogățire. Îmbogățirea spirituală, de care vorbește de altfel și Gibran pentru că acesta e mesajul pe care eu l-am simțit din carte. Practic, am simțit o căutare spre îmbogățirea spirituală. Aici vorbește de egoism, de lașitate, de toate aceste umbre, să le spunem, care ne rețin pe noi din evoluția spirituală. Și călcarea pe aceste umbre sau cel puțin conștientizarea lor și ținerea lor sub control uh, ne ajută să, să conștientizăm unde ne aflăm noi în procesul de evoluție și care sunt metodele prin care noi putem să facem acest lucru. Și dacă ne gândim că aceasta este o carte de poezie în proză, atunci uh, complexitatea mesajului este enorm, deși limbajul este unul, eu l-am găsit ca fiind simplu de înțelesul tuturor, însă mesajul este, este imens, este plin de semnificații, mesajul din această carte. Cred că este și un apanaj, aș putea spune, al, al literaturii din acel spațiu geografic și pe care, de altfel, iată, îl găsim, pomenează mai devreme, de cartea lui Martin Links, ce este sufismul, puțin mai devreme am vorbit despre Madnaui, poeme, parabole și învățături sufite ale lui Rumi. Rumi considerat probabil unul dintre cei mai și cei mai, cel mai cunoscut, cred că l-a devansat din punctul meu de vedere, cred că l-a devansat pe Omar Hayam, care în urmă cu ani de zile era foarte, foarte cunoscut în cultura românească. Rumi de data aceasta, foarte multe citate din Rumi le găsim în foarte multe locuri și mă gândeam că Forma aceasta de exprimare de poeme în proză, cum găsim în Marnaui sau în Oceanul Sufletului a lui Rumi, sau o proză poetică este forma de expresie stilistică, de expresie literară cu care, iată, acești înțelepți, acești autori, acești maestri spirituali vin în fața cititorilor. Pentru că e foarte important felul în care comunici și felul în care transmiți mesajul, de ce anume limbaj, ce fel de limbaj te folosești ca ceea ce simți tu și mesajul tău să ajungă mai bine la inimile cititorilor. Și iată, așa cum face probabil și Rumi, iată și Khalil Gibran, este un soi de. Sunt povestioare le putem numi poeme în proză, eu mai degrabă le aș pune un soi de proză poetică, da? Un anumit uh, fel de limbaj, anumite expresii uh, stilistice pe care le regăsim în această carte, foarte multe uh, metafore, până la urmă și titlurile uh, exact. uh, acestor da. povestioare sunt uh, sunt niște expresii de stil, niște expresii lingvistice, niște metafore. Um... Colosal am spus eu prin multitudinea de sensuri pe care le regăsim în această carte. Am putea să o să o numim și o parabolă a vieții. O parabolă a vieții pentru că aici regăsim absolut tot traseul uman, de la naștere, de la zei, regăsim toată creația Zeii care au o contribuție uh, colosală asupra omenirii. Uh, avem chiar uh, Zeii Pământului, o poezie impresionantă, de altfel. Aici uh, povestește despre cât de uh, mic și nesemnificativ este omul în propria sa concepție, dar cât de important este el, de fapt, în fața lui Dumnezeu și a creației Divine. Doar că el se desconsideră pe el însuși, iar în acest, în acest fel își calcă pe inimă. Iar călcându-și pe inimă, își creează un, un zid, să-i spunem, între propria sa ființă și Divinitate. Contactul, în acest fel, cu Divinitatea, evident că este întrerupt, diminuat. De aceea, omul este într-o continuă căutare. De altfel, și un, una din scrierile din această carte poartă chiar denumirea de căutare. Eu am simțit-o întreaga carte ca fiind o căutare, o perpetuă căutare uh, spre propria inimă. Dragii noștri, astăzi am vorbit despre Khalil Ghibran, cartea Aripi Frânte, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii, în portofoliul editurii Herald, în traducerea Anei Precup, o carte pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald, cu o reducere de 30% în cadrul campaniei Iubirea în poezia persană. Astăzi a fost alături de noi Rodica Pușcașu, autoare de cărți pentru, pentru copii, redactor la site-ul Literatura Îi mulțumim foarte mult pentru că, pentru că a împărtășit cu noi din scrierile lui Khalil Ghibran, vorbind despre această frumoasă colecție și despre această frumoasă carte Aripi Frânte. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei campanii Iubirea în cultura persoană. Vă mulțumim foarte mult, vă suntem recunoscători ca de fiecare dată pentru că ne urmăriți atât pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald cât și pe canalul de YouTube. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere! Vă mulțumesc și eu pentru tot!